Dacă unii cetățeni se plâng că nu au iluminat public pe strada unde locuiesc, iată că alții se pot lăuda că funcționează iluminatul și pe timp de zi. Cu siguranță, eficiența în Zalău este sub mediu în ceea ce privește iluminatul public, pentru că nu odată s-a întâmplat că noaptea nu funcționau, iar ziua când era suficientă lumină, aceste becuri erau aprinse. Dacă nu s-au găsit oameni competenți care să fie la butoane și să întrerupă iluminatul public pe timp de zi, puteau pur și simplu să monteze senzori de lumină care fac acest acest lucru. Între timp, cineva ar trebui să plătească această ineficiență deoarece se consumă curent degeaba. Mulțumim spectatorului care a trimis imaginile la redacție. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de e-mail zalutvearongmail.com iar la 5 filmări veți primi cadou un tricou personalizat ZTV.